Salutare, răzeșii mei, nu ne-am mai văzut de mult, am dat o mică pauză. Acum mergem undeva, cum se cheamă aici? În fine, nu cunoașteți. Dar vă spun, mergem să luăm niște lemne, niște copaci. Cumnată-mi cu cumnată mi-ați dus și înainte. Specifică de unde? De unde? Din Ograd, nu mergem la... A fost o casă bătrânească. Și sunt niște copaci pe acolo, sau când perci, mergi, ce mai erau pe acolo și eu tăiet. Și mergem și noi să-i ajutăm. Să vedem ce fac ei acolo și cu ce îi putem ajuta. Așa că rămâneți aproape, nu uitați de like, share și subscribe. Abonați-vă la canal, număr cât mai mare. Săptămâna asta să văd cum fac și cum îmi găsesc un pic de timp liber. Salut! Vreau să merg la monument, la Ștefan cel Mare, că tot vă spun satul de Răzeș, satul de Răzeș. Pentru că cei care mă urmăresc deja știu că aici în sat la mine Ștefan cel Mare a avut bătălii cu Petru Aron și o să merg zilele astea să văd cum îmi fac un pic de timp liber. Dacă nu duminică, sigur o să ajung la monument la Ștefan cel Mare să vedeți monumentul. Așa că rămâneți aproape, imediat ajungem la casă și filmăm acolo să vedem ce au făcut și ce mai este de făcut, cu ce putem ajuta. Asta e drumul, mergem spre pământ acolo unde sunt ei, să vedem ce mai este de făcutul. Imediat ajungem, uite aici unde e gardul ăsta roșu, ei sunt deja aici, ia să vedem ce fac oamenii. Am ajuns aici undeva a fost o casă bătrânească, tot rămat în fine, oamenii deja muncesc. Au dat foc la crenci, au dat toate cumnatele acolo, muncitor, drujbist. Ia să vedem ce fac oamenii. Au dat toate cumnatele, uitat-o pe cumnată mea. Cumnată mea a făcut mâna la cameră că ești filmată, să apar pe vlog. Ăla-i cumnată, mi-o muncește din zori. Aici, cregile astea, copacii, trebuie să-i tăiem și gros luăm, să punem pe foc și cregile alea, după cum vedeți, le dăm foc aici. O să cobor și eu, uitați pământul aici, malul cu mâini. O să cobor și eu imediat să-i ajut și ăsta o să fie un vlog scurt. Uitați dealuri, copaci, râu. În partea acolo este un iaz. Am muncit un pic cumnat-mi aici. Așa. Acum o să mergem acasă, aducem motorină, să dăm pe vreascurile alea, că nu ar câți verzi. Încercăm să vedem dacă o să ardă cu motorină cât de cât. Vedem ce putem face. Așa că rămâneți aproape. Ați văzut? Un pic așa. Acum întoarcem apoi ca să aducem niște motorină, cum v-am spus. Un hârleț, săcuri și vedem ce ne mai trebuie. Ce mai găsim pe acasă. Să vedem ce putem face noi acolo, astăzi. Imediat ajungem să luăm lucrurile, ustensile și ce mai avem nevoie. Foarte cuțit și altele. Ok, nu s-a malia, bună! Acum punem. Motorina, topor, hârleț, să-mi iau mănușa și am plecat. Acum ne întoarcem înapoi. Așa. Și dăm bidonul și ei tu astea. Uh-huh. Ok. Poți?
Cum sunt pot? Stropim acolo cu motorină. Să vedem și dacă o să ardă sau nu. Să vedem cât o să ardă. Arde doar motorina și se oprește sau? Sperăm să, măcar cât de cât. Vezi să nu iei foc cu bidonul ăla. Cred că are numai motorina. Acum motorina și gata? Vedem acum. Cred că da. Bă, că a luat-o. A început să ardă salcămul.